Salut! Hai să vă arăt rapid cum folosim acest controller dublu de la Kinetic Energy. Ținem 5 secunde apăsat pe acest buton și observați că LED-ul roșu pâlpâie. Apăsăm scurt acest buton și de acum putem controla acel bec de la acest întrerupător fără fire și fără baterie. Pe urmă, vrem să sincronizăm acest buton cu celălalt bec. Apăs de două ori rapid pe butonul de pe controller și observați că se aprinde un LED albastru, semn că suntem pe canalul 2. Ținem din nou 5 secunde, pâlpâie LED-ul albastru și apăsăm butonul acesta. Da? Acum eu vreau să fac și un cap scară. Țin apăsat 5 secunde, iar pâlpâie LED-ul albastru, apăs scurt pe acest buton. Da, un sistem cap-scară complet wireless, fără fire, fără baterie. Și să zicem că am greșit sincronizarea și vreau să anulez. Țin 13 secunde apăsat pe acest buton de pe controller și o să vedem că da, s-a stins LED-ul, butonul care anterior funcționa, acum nu mai face nimic. Ăsta funcționează mai departe, fiindcă pe canalul 1, LED-ul roșu, da, aici nu am ținut apăsat 13 secunde ca să anulez sincronizările, da? Așa de simplu e să folosești aceste controlere de la Kinetic Energy. Hai să mai fac încă o sincronizare să vedeți că totuși funcționează, da? Acum iară funcționează. Ăsta nu funcționează fiindcă nu l-am sincronizat din nou, dar pot să adaug până la 10 butoane la acest controller. Da, fără fire, fără baterie, de la Kinetic Energy. Fiți pe fază fiindcă vom testa în curând și aceste controlere care au și Wi-Fi, adică aplicație pe telefonul mobil.